Salutare și bine v-am regăsit! În această lună vom semăna ardeiul, iar la sfârșitul lunii vom semăna și roșiile. Dar veți vedea într-un videoclip viitor pe ce varietăți o să mergem anul acesta. O să vedeți că o să folosim și un produs bio special pentru răsaduri cu inocul, dar acum am zis să vă dăm câteva detalii despre ardeiul pe care îl vom semăna. Iar înainte de a începe, nu uitați să lăsați un like acestui videoclip, doar așa puteți contribui și dumneavoastră la afișarea acestui videoclip cât mai multor grădinari. Și vom începe cu ardeiul capia, care vor fi două varietăți și anume Carpatos F1, cam așa se prezintă, și Cubat. Și o să mai semănăm și ardei gogoșar Bihar F1, iar imediat am să vă dau câteva detalii despre el. Și începem cu ardeiul Capia Carpatos, acesta, care este un hibrid nou de ardei lung pe tipul capia, ce se remarcă prin plante viguroase cu un sistem radicular bine dezvoltat și capacitate de producție ridicată și constantă de fructificare. Fructele hibridului sunt uniforme, de calitate superioară, culoarea este roșie intensă la maturitatea fiziologică, forma este ușor aplatizată, iar greutatea medie este cuprinsă între 170 și 200 de grame, lungime de 16-17 cm iar lățimea 6-7 cm. Plantele au maturitate timpurie, capacitate ridicată și constantă de fructificare, se pot cultiva atât în spații protejate, adică în sere și solarii, cât și în câmp deschis. Este recomandat pentru consumul în stare proaspătă și procesar. Are toleranță la virusul mozaicului al castraveților, virusul mozaicul tutunului și la virusul petelor de bronz. Următorul este Cubat, adică acesta, care este un hibrid nou de ardei de tip capia, ce se remarcă prin plante viguroase, cu internodii scurte și un aparat foliar puternic. Se poate cultiva atât în câmp deschis, cât și în spații protejate sere și solari. Fructele hibridului sunt uniforme, de mărime foarte mare, formă plată predominante în doi lobi, cu o greutate medie de 170-175 de grame, iar lungimea acestora este de 18-19 cm și lățimea cuprinsă între 7 și 7,5 cm. Culoarea fructelor este verde intens, cu trecere foarte rapidă în roșu la maturitatea fiziologică și cu un gust excelent. Hibridul produce fructe uniforme pe toată perioada de vegetație și asigură producții foarte ridicate. Cu batefunul are ca destinație consumul în stare proaspătă, dar și procesare. Are toleranță la virusul petelor de bronz, virusul mozaicul tutunului și la nematozi. Spre exemplu, dacă anul trecut, pe locul unde doriți să plantați ardeiul, ați avut roșii precos care știți că sunt predispuse la nematozi și nici nu ați făcut o dezinfectare de sol, acest ardei vă poate fi util, deoarece are toleranță la nematozi. Nu spun că este de evitat dezinfectarea solului, ba chiar este utilă și necesar. Iar noi facem această operațiune, știți, cu radius L, atunci când temperaturile sunt de peste 15 grade Celsius timp de o săptămână. Am mai făcut noi și alte dezinfectări pentru că ne-a prins perioada mai rece și nu am vrut să lăsăm solurile așa fără nicio dezinfectare. Iar videoclipurile le găsiți la noi în secțiunea video. Acum să vorbim puțin și despre gogoșar, Bihar F1, care are punct pistilar închis, astfel nu este sensibil la mucegăire interior. Hibridul de gogoșar Bihare Funu este caracterizat de o productivitate masivă și calitatea fructelor excelentă, cu aspect comercial. Gogoșarul Bihare Funu prezintă o plantă cu creștere nedeterminată și se pretează excelent cultivării atât în solarii, cât și în câmp deschis. Fructele sunt mari, având o greutate de 160-200 de grame în solarii, greutatea însă poate ajunge și la 300 de grame de culoare roșu închis, lucioase, formate din 3 sau 4 lobi. Hibridul prezintă avantajul unui procent redus de fructe avortate în solar. De asemenea, cultivat în solarii, oferă timpuriitate, calitate remarcabilă și producții constante. Și se recomandă palisarea pe două brațe la tehnologia de cultivare în solar. Cultivat în câmp, hibridul se comportă excelent având o bună rezistență la temperaturile ridicate din var. Gogoșarul Bihare Funu prezintă internodii scurte, fructificând la fiecare și regenerând fructe pe tot ciclul de vegetați. Se pătează foarte greu din cauza lipsei de calciu și prezintă toleranță la xantomonas. Un alt avantaj pe care gogoșarul Bihar îl oferă cultivatorului este dat de producția echilibrată pe întreaga perioadă de recoltat, menținând calitatea până la vârf. Are rădăcină puternică, tulpina și coronamentul este bine dezvoltat și are un foliaj bogat. Leagă primele fructe aproape de sol, astfel mărind rezistența la rupere și cădere. Primul buchet la hibridul de gogoșari Bihare Funu este format din 5-7 fructe, aflate la baza plantei, de aici și rezistența la rupere și cădere. Legarea la bază oferă stabilitate. Fructele sunt împărțite în patru lobi, perfect egali, cu formă bombată și foarte uniforme ca mărime. Temperatura minimă pentru germinarea semințelor de arde este de 14-15 grade Celsius, iar cea ideală este de 25-28 grade Celsius. La temperatura minimă, germinarea are loc după 18-20 de zile, iar la cea optimă, la 9-11 zile. De asemenea, mai puteți folosi și cheia sol de la semplus.ro. Dacă vă doriți să scurtați perioada de răsărire, puteți face pregerminarea semințelor cu acest produs. Cheia sol scurtează perioada de germinare și conferă răsadurilor o protecție până la 2-4 frunzulițe adevărate. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, cam atât am avut de prezentat pentru ziua de astăzi, sper să vă fie de ajutor, așa că nu uitați să lăsați un like, dați și o distribuire să afle și alți grădinari și de asemenea vă puteți abona. Este total gratuit și activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm un videoclip nou. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi! Diminuata, draghi miei, la rivedere!